În weekend a avut loc turneul A+ regional la tenis de masă zona 1 la Comănești. Concursul s-a desfășurat la cele patru categorii, Elite Open, avansați și începători, în sala polivalentă din cadrul centrului de agrement Trotuș Ionuț Iftimoaie din Comănești. Zona 1 cuprinde jucătorii cu domiciliul în județele Bacău, Neamț, Iași, Vaslui, Suceava și Botoșani. Din cei 104 jucători de tenis de masă prezenți la concurs, 53 de sportivi au reprezentat județul Bacău. La categoria superioară a turneului, Elite, Bacăul a obținut un rezultat remarcabil prin Vlad Văleanu, de la clubul sportiv ACSV Lepădatu, antrenori Călin Miron și Sebastian Roșniță. Sportivul băcăuan a jucat finala turneului la categoria Elite, obținând locul 2, locul 1 fiind ocupat de botoșăneanul Ciprian Onufrei. Tot la această categorie, Andrei Ciubotariu din Moinești a obținut locul 3. La categoria Open, reprezentantul județului Nicușor Bulubașa din Comănești a jucat finala mică, obținând locul 3. De asemenea, în cadrul concursului de avansați, județul a obținut locul 3 prin Sebastian Mârț din Comănești. Podiumul de la concursul de începători a fost în întregime băcăuan, locul 1 fiind ocupat de Daniel Darie din Comănești, locul 2 a fost obținut de Darius Mireuță din Moinești, iar locul 3 a fost ocupat de Marius Ionică din Comănești. Din cei 53 de participanți băcăuani la acest turneu, 11 sportivi se antrenează la clubul ACSV Lepădatu din Bacău.